la sediul Autorității de Ordine Publică a Municipiului București, unii dintre cei mai buni specialiști în avertizare, respectiv cei din Israel împreună cu cei din Rusia, s-au deplasat, ne-au pus la dispoziție un produs care, spre surprinderea noastră, ne avertizează cu 4 ore înainte, motiv pentru care vom avea în acest moment o discuție publică cu dânsii în spațiu public. Exact, cu 4 ore. Înainte de a se produce un... Da, vă vom pune la dispoziție luni materialele puse de... Și pentru noi este o chestiune de noutate. Nu am spus că noi am inventat apa rece, dânsii au venit cu ea, după niște criterii științifice pertinente până la acest moment, pe care o să vi le punem la dispoziție și să le discutăm, mai ales că urmează... Și ce o să faceți cu acest sistem? Dacă acel sistem este fezabil, va fi sistemul care ne va permite să pregătim populația pentru astfel de situație. Văd că e un tânăr acolo cu barbă care râde. Puteți să veniți să spuneți de ce râdeți. Veniți puțin mai aproape. Veniți mai aproape. Am văzut că râdeați. Aveți acces la un sistem de prevenție pentru cutremure la 4 ore? Nu, eu v-am spus, nu am spus că am acces, stimate domn, cum vă numiți? Nu are, nu aveți dumneavoastră treabă. Cum vă numiți dumneavoastră? Eu Pătulescu. Eu Mihaiu. Și mai cum? Sunteți... Da. Dar am văzut că râdeați. Da, am văzut că râdeați. Ce ați făcut dumneavoastră ca să îmbunătățiți această situație înainte să râdeți? Enorm de multe lucruri. Dați-mi am venit aici. Mă bucur. Ce ați făcut? Eu am făcut mai mult decât dumneavoastră. Ok, aveți un sistem. Încă o dată, asta nu mă interesează. Avem, pentru că trebuie să ne... Avem cu toții. Un sistem care poate preveni cu tremurile. Da, vă întreb. Așa. Vreau să aflu. Sunt cetățean? Dumneavoastră ați râs la ceea ce am spus eu, la inițiativa și demersul a top. Păi atunci, dacă continuați să râdeți, ia continuați în altă parte. Haideți. Ce faceți? Vă împing. Păi asta meritați, dacă mă luați la mișto, da. Dacă mă luați la mișto, nu. Era că 4 ore, probabil că i s-a părut mult. Nu i s-a părut mult. Dumnealui este din categoria oamenilor care n-au ce face. Și după cum puteți să vedeți, fumează țigarete din acelea, cred că cu etnobotanice, și s-a apropiat, vin pe aici să râdă. Da. Prezea, faceți. De ce râzi? Păi nu vorbe, nu sta la mișto cu mâna. Vorbește frumos dacă ai ceva. Nu râzi așa în barbă. Păi ceva de spus, spune. Dar nu râde. Păi ce? E jenant. Ce e jenant? Păi nu, ce e jenant? Ceea ce a spus pe cameră. Păi ce, ce am spus eu pe cameră? Că aveți acces într-o cunoscută. Nu am spus că am acces, am spus eu că am acces. Ce ați spus, domnule? Ce am spus? Eu, ce din ce am reț... Din ce am reț... Că vedeți că este și mincinos. Eu am spus că săptămâna aceasta ne-am întâlnit în cadrul Autorității de Ordine Publică a Municipiului București, okay, cu o societate care este specializată în avertizare din Israel, care mi-a spus că are acest... Are acest sistem. Care? Drept, o poate preocuparea noastră pentru această... Ce face sistem? Dacă ne avertizează cu 4 ore înainte. 4 ore înainte. Dacă ați venit de dimineață, poate ați văzut că singurele țări care au sisteme de avertizare în lumea asta sunt Mexic, Japonia și România. Așa. Cum vin niște specialiști din Rusia și din Israel să ne învețe că noi avertizăm? Asta nu știu, nu vreți să-i certați dumneavoastră, eu vă dau cartea lor. Chiar i-aș vrea să cer, pentru că e o mare tâmpenie cu 4 ore. Vă aștept. Deci eu vă aștept pe dumneavoastră mâine să vă dau, sau dați număr de telefon, vă rog, să vă trimit... Da, să se numează etnobotanice. Nu face deloc. Ba da, dar eu așa cred, după miros. După miros? Da. Eu am un miros special. Eu am o masă răseismică, da. Aveți o masă răseismică. Da. Și la Atena. Așa, și există, există posibilitatea... Vă sun, intrați pe site-ul USGS. USGS este US Geological... Ați auzit, da. Pe site-ul USGS scrie clar. Ce zice, m-am apucat, m-a zdruncinat un pic. Ideea este că domnul viceprimar pare a fi fost deranjat de amuzamentul pe care l-am resimțit la remarcile dânsului. Părea a fi convins că niște izraelieni cu care s-a întâlnit primăria sunt capabili să prevadă cu tremure peste 4 ore, ceea ce pe mine evident m-a distrat, pe dânsul nu atât de mult și a fost o mică altercație. Nu știu viceprimarul ce... capital. Exact. Dar știați că e viceprimar? Știam că e viceprimar, că am fost informat cum ar veni de oamenii de cu preajmă înainte să înceapă interviul dumneavoastră. M-am poziționat și eu aici, am vrut să văd cam ce se întâmplă, cum pune problema și m-a buvnit rusul. Și asta l-a deranjat. L-a deranjat, se pare, în mod special.